Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. În minutele următoare vă propun să descoperim câteva produse și servicii bancare dedicate adolescenților și mai ales tinerilor adulți. Sunt convins că ați descoperit deja aplicațiile mobile oferite de sistemul bancar. Aplicații gratuite ce permit deschiderea de conturi junior, economisirea alocației, efectuarea de plăți, elaborarea unui raport financiar, alerte de cheltuieli și, ce este cel mai important, administrarea propriilor fonduri. De asemenea, foarte mulți dintre voi vă doriți un card junior, primul card din viață, atât în format fizic, cât și sub forma unui card digital. Plățile contactless sunt servicii bancare, servicii financiare, pe care toate băncile le oferă și care sunt susținute de două mari companii la nivel mondial. Serviciile bancare sunt din ce în ce mai numeroase și mai adaptate nevoilor financiare ale adolescenților. Callback, primire extras de cont acasă, call center, SMS notificare, depunere și retragere de numerar sunt tot atâtea servicii interesante. Numărul internațional bancar al contului, sau IBAN-ul, așa cum este el cunoscut în limbaj popular, este un număr pe care cu siguranță o să-l deține și voi la un moment dat, așa cum aveți cu toții un cod numeric personal. Chatbotul și voicebotul sunt două servicii din ce în ce mai întâlnite în interacțiunea cu băncile. Chatbotul fiind un program conceput pentru a înțelege, învăța și conversa ca un om și răspunde la întrebări în timp real. La revedere!